Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi alături de noi este Otilia Manteles, psiholog, specialist în parenting și vom vorbi pe marginea unei cărți, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag, de asemenea și autorul, autoarea ei, este vorba despre compasiune necondiționată, descoperă iubirea și iertarea eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii REIN, Iată și cartea pe care vi-o arăt la cameră așa, Tara Brach. Uh, Tara Brach uh, PhD, autor, psiholog clinician, profesor de mindfulness, meditație, vindecare emoțională și trezire spirituală uh, și o carte pe care uh, încă o dată o recomandăm pentru, pentru voi. Uh, Otilia, da. ce înseamnă acest acronim uh, pe care îl folosește uh, în carte Tara Brach? Pentru că, pe lângă faptul că tu ai citit cartea, ai văzut și multe filmulețe și pe YouTube cu Tara Brach, recunoaște, acceptă, investigează, hrănește, traducem noi în, în limba română. Ce înseamnă acest acronim și unde putem noi să cultivăm în viața noastră de zi cu zi compasiunea? Pentru că noi am mai vorbit, tu urmezi și un program cu Gabor Mate, Compassionate Inquiry și considerăm pe zi ce trece că compasiunea este tot mai importantă în viața noastră. Mm -hmm. Mm -hmm. Te rog. Da. Uh, bun, uh, această această abordare, ca să zic așa, uh, rain, da, uh, a recunoaște, a accepta, a investiga și a hrăni, în engleză e de la nourish, da. Uh, înseamnă că um, eu ori de câte ori am un conflict interior, da, uh, îl manifest în exterior într o relație cu cineva, cu o persoană, nu contează vârsta persoanei. Și în momentul ăla, ca să pot să am compasiune față de persoana respectivă, că de multe ori noi vedem compasiunea ca fiind de la noi îndreptată către o altă persoană, trebuie cumva să o am întâi față de mine. Și ca eu să-mi cultiv compasiunea față de mine, da, trebuie să recunosc pasul 1, R, trebuie să recunosc ce mă tulbură. Și atunci uh, vorbesc așa despre conflictul cu persoana din fața mea, să văd ce mă supără pe mine la persoana asta, la, la conversație, ce mă supără la ea. Deci, hai să recunosc uh, ce mă supără și apoi ce se, uh, ce se întâmplă în interiorul meu, ce îmi uh, activează persoana respectivă în mine. Pasul 2 este să accept că uh, am ceva în mine, am o durere, am o frică. Am o trăire, pentru că de multe ori noi nu le acceptăm. Noi trecem repede peste ele. Trăirile astea complicate de frică, de neputință, de durere, de tristețe, noi le astupăm foarte repede. Suntem foarte puțini oameni care rămânem în ele jumătate de zi, care rămânem 10 minute. Iar a accepta ceea ce trăiești este extraordinar pentru că, așa cum zice și Tarabrah, fără să accepti ce se întâmplă cu tine, e greu să cultivi compasiune față de tine. Absolut. Cu cât trăiești starea aia grea, cu atât se dezvoltă compasiunea, pentru că vezi cât de, cât de, de dureros este. a investiga înseamnă, hai să văd, de unde îmi vine din trecutul meu, da? de unde îmi vine Durerea, de unde îmi vine emoția, comportamentul pe care îl fac și hrănește înseamnă să-mi hrănesc partea aia, să-mi hrănesc cu uh, un pic de drag, cu un pic de atenție, cu compasiune partea asta din mine care apare, um, care apare în relația cu persoana respectivă. Uh. Așa cum scrie și pe coperta 4 această carte este scrisă din iubire și din nevoia profundă de a împărtăși cititorului o practică de meditație ce cultivă compasiunea necondiționată. Uh unde putem să folosim sau în ce contexte de viață, în ce situații, în ce circunstanțe este, este bine, este indicat, să spunem, să, să, să folosim această metodă uh, a tarei brah, pentru că, iată, pe lângă experiența de psiholog, clinician, ea vine și cu latura aceasta, uh, n-aș spune o neapărat uh, spiritual. spirit, spirituală, ca să nu ne ducem în alte zone, dar, uh, până la urmă, Mindfulness-ul uh, promovat, iată, în ultimii în ultimii ani, uh, mindfulness în relația cu copiii noștri, mindfulness în relația cu părinții noștri, mindfulness în relația cu partenerul de cuplu, cu prietenii și așa mai departe. Uh, ne ajută foarte mult. Cum cum da. facem? Cum facem să 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 folosim această tehnică și să cultivăm uh, compasiunea în relațiile cu Hai să spunem relațiile cu cei mai apropiați, pentru că de fapt pe noi ne interesează cumva relațiile cele mai semnificative din viața noastră. S-ar putea ca cu un amic, cu o cunoștință foarte depărtată, Bun, să mă intersectez o dată pe an sau de câteva ori pe an. Da. E, cu cei cu care ne întâlnim și cu cei cu care ne dorim să avem relații sănătoase, funcționale, armonioase, e bine să, e bine să venim și cu partea aceasta și de mindfulness, dar și de uh, compasiune. Și acea compasiune, într-adevăr, să fie necondiționată. Da. Um, cum practicăm practic cum această stare de mindfulness? Deci mindfulness înseamnă să fiu prezent, da? să fiu prezent uh, acolo. Um, este ușor să fiu prezent în activități care mă captează ele pe mine, cum ar fi, de exemplu, să. Nu știu, să mă uit la un film, da? Dacă m-a captat, dacă efortul e făcut de film, da, atunci eu sunt prezentă cu ce se întâmplă în filmul ăla, dar s-ar să nu fiu prezentă cu ce se întâmplă lângă mine. Ca să cultiv starea asta de prezență, sunt niște, sunt niște lucruri pe care le putem face noi fără ajutorul terapeutului sau unui terapeut sau unei terapeute. Putem să, putem să ieșim în natură, pentru că natura, prin Uh, componența ei, prin clorofilă, prin tot ce are ea, da? Uh, are soarele dar. vitamina Is... de. Da, da, da. Exact, exact. Deci, natura și a fi afară în natură are darul de a ne ancora un pic în noi, da? Toată lumea care iese, oricât de supărat ar fi, oricât de necăjit ar fi, când iese o oră în parc, zice parcă mă simt mai bine. Da? Deci chiar se întâmplă ceva în natură. Da? E ceva în comuniunea asta om natură care ne face foarte bine. Al doilea lucru pe care putem să-l facem ca să devenim mai prezenți este să ne vedem cu niște persoane, cu o persoană odată, să zicem, sau două persoane, nu contează, cu niște persoane care sunt bune la suflet, da? Uh, și care, au, care, pot manifesta bunătate, compasiune față de noi, față de mine uh, și să fac un fel de schimb de, uh, schimb de ascultare. Da? Uite, tu mă asculți pe mine cu ce am eu, fără să mă judeci. Da? Compasiunea asta înseamnă să nu judec și să fiu cu tine, dar să nu mă confund cu povestea ta, să nu intru în poveste. Pentru că atunci nu mai e compasiune, atunci este fuziune. Și noi nu avem nevoie de fuziune, că avem destule relații fuzionale. Noi avem nevoie de compasiune. Și atunci când persoana respectivă mă ascultă, nu mă judecă și nu intră în povestea mea, dar îi, se uită la mine cu drag de mine, eu sunt mai prezentă pentru că reușesc să eliberez niște, niște supărări. Același lucru îl fac și eu înapoi pentru ea, pentru că altfel se pierde relația și eu abuzez de persoana respectivă. Deci trebuie să facem lucruri reciproc ca să fie o relație um, cât de cât echilibrată. Um, cumva astea două lucruri le văd eu uh, că ne ajută, să, ne ajută să ne cultivăm prezența mai mult, mindfulness. -ul. Sigur ne ajută să uh, medităm, da? să ne punem, uh, să ne instalăm niște uh, aplicații da, cum ar fi calm, cum ar fi, sunt așa de multe, headspace, mai știu eu ce, să citim cărți, să, să ascultăm meditații ghidate, să facem, să spălăm vasele în timp ce suntem atenți. Deci orice facem să fim atenți pe, pe, senzația corporală, da? Conexiunea cu senzațiile corporale iar ne ajută foarte mult să, să fim în prezent. Da? Stau cu mine, merg pe stradă și simt cum, talpa mea, sunt atentă, îmi propun 30 de secunde să fiu atentă cum talpa apasă pe asfalt, da? Nu mai mult, că dacă îmi pun 5 minute s-ar putea să mă sperii și atunci zic, ok, 30 de secunde sunt atentă la asta, 40 de secunde sunt atentă la uh, cine claxonează sau mai știu eu ce. Sau la propria respirație. Exact, minunat, e și mai bine, da, sau la propria respirație, exact, e cel mai bine, deci conexiunea cu propriul corp este garantat că ne aducem prezent și ne cultivă prezența. Un capitol interesant, interesant de fapt prin faptul că găsesc în mai multe titluri ale unor autori diferiți, diversi, dar publicați în, în, la editura Herald, am găsit un lucru, capitolul 4 din partea a doua a cărții, partea a doua intitulându-se Aducând practica rein în viața noastră interioară. Ce facem noi ca să cultivăm exact ce ai spus tu mai devreme, compasiunea și să accedem cumva să dobândim această stare atât de mult dorită de bine. Starea de bine. Și capitolul 4 se numește așa. Abandonarea credințelor negative despre sine. Bineînțeles că vine capitolul 5. Mai frumos. Eliberarea de rușine. Da. Trezirea din ghearele fricii. Toate astea au legătură, pentru că, îți mărturisesc sincer, acum uh, citesc și aprofundez o altă carte interesantă a lui Pete Walker, Recuperarea în urma traumelor, abuzului sau neglijenței emoționale din copilărie, celebrul PTSD, sindromul post-traumatic, și găsesc lucruri, uh, cumva găsesc analogii și fac aceste similitudini <sus> între, între autori și între, între cărți. Ce facem noi să depășim? să abandonăm să depășim uh, aceste credințele aș numi-o credințe limitative, până la urmă sunt credințele negative, da. da, că nu ne ajută să ne dezvoltăm propriul potențial și cum ne eliberăm de rușine și de aceste, de aceste frici. În condițiile în care, așa cum spune și Pete Walker în carte, așa cum spune și Lindsay Gibson în vindecarea traumelor provocate de părinții imaturi emoțional, noi venim cu niște tipare din păcate defectuoase din, din din relațiile noastre primare, relațiile cu părinții da. noștri, că nu suntem suficient de buni, că poate nu merităm să fim iubiți. Că am dezvoltat tot timpul sentimente de rușine, că ne-am făcut părinții de rușine în anumite circunstanțe și multe alte lucruri, vinovăție, nu mai zic. Da, da. Cum ne, cum ne eliberăm de aceste convingeri negative? În primul rând, ajută să știm că o convingere negativă, practic, o traduc așa. Eu am o parte din mine care crede asta. Da? Pentru că așa cum uh, ai manifestat tu mai devreme, ai manifestat o parte care zice, măi, cum să fac să scap de ele? Că uite, poate cred că sunt așa, poate cred... Deci s-a văzut clar la tine o parte care nu le crede pe aceste convingeri negative. Și atunci cel mai mult ne ajută să, să zicem așa, o parte din mine are convingerea negativă că este de neiubit sau că nu contează sau că nu este special sau că nu e unică. Sau că nu știu ce. da? Deci o parte din mine are această convingere negativă. Dar uite, faptul că eu mă apuc să citesc cartea tarei Brah. îmi arată mie că o parte din mine caut, are speranță că nu e așa. Și atunci eu aș vrea să le văd, să le valorizez pe ambele părți, pentru că aceea care, care mi-a spus uh, tu uh, nu meriți, da sau tu nu ești suficient de deșteaptă, tu nu ești suficient de bun. Partea aceea are un rost, scopul inițial, asta trebuie să știm noi despre convingerile negative. Partea din mine care are o convingere negativă a dezvoltat-o ca să mă ajute. Pentru că, de exemplu, dacă eu ă, sunt mai prostuță și când mă ceartă tata sau mă ceartă mama ă, că am făcut ceva rău și eu ă, sunt prostuță, asta o înmoaie pe mama. Și atunci e o strategie bună. Și în ce, uite mă ai mă că ești prostuță, ia, du-te tu de aici, du-te în camera ta, că. Da, îți mănâncă câinii din traistă. Bun. Dar pe mine, la momentul ăla, strategia asta m-a ajutat. Da? Și atunci eu trebuie să știu că orice convingere negativă, că nu sunt special, că nu sunt unică, că sunt prostuță, că nu sunt frumos, că nu sunt deștept, că nu știu ce, pe mine, la un anumit moment, m-a ajutat, dar acum nu mă mai ajută. Și e important să zic, am o parte care crede ceva rău, este o parte de vârstă mică și ce fac eu cu un copil mic din mine? Ce fac? Îl cert? Îl dau de pereți? Nu. Trebuie să mă apropii de el. Cum mă apropii de un copil mic? Păi cu curiozitate, cu interes, cu acceptarea faptului, cum zice partea au din Rain, da? Cu acceptarea faptului că, măi, tu crezi asta despre tine, că ești în felul ăsta sau că tu niciodată nu o să ai succes. Sau că tu... Da, avem tot felul de credințe limitative. Și pentru a, ne elibera de ele, înseamnă să a, ne elibera de ele înseamnă a ne apropia de partea care crede ceva rău despre mine, am apropiat de ea și de a, o... de a, mă conecta cu ea, de a avea compasiune față de ea, astfel încât încetul cu încetul mecanismul ăsta să se îmblânzească. Așa Așa avem o, o, o speranță. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre ceea ce înseamnă compasiunea necondiționată, pornind discuția noastră de la cartea uh, Tarei Brah, uh, Compasiunea necondiționată, descoperă iubirea și iertarea, eliberând fricile prin cele patru tehnici ale practicii. Ray. Recunoaște, acceptă, investigează, hrănește o carte publicată în colecția, în portofoliul editorii Herald, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag, pentru că, într-adevăr, Tara Brach este un autor, este un autor cunoscut. Autor pe care, iată, cu bucurie am descoperit faptul că și Gabor Mate o menționează o în menționate. cartea sa, despre care noi am mai povestit mitul normalității, așa o pune acolo la uh, loc de cinste și de câteva ori pe uh, cuprinsul cărții uh, menționează ceea ce spune Tarabrach, lucru care nu poate decât să ne uh, bucure. Dragilor, astăzi alături de noi a fost uh, Otilia Manteler, psiholog uh, specialist în uh, parenting, mulțumim mult și mulțumim pentru că de fiecare Dată vine cu informații și sfaturi extrem de utile și de prețioase. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere numai mai bine!